Vorbim despre un lucru foarte important pentru toată lumea, adică să subliniem faptul că societatea românească în general începe să aibă o problemă cu drogurile și să spunem un nu hotărât drogurilor. Și alături de noi au venit astăzi echipa națională de rugby a României, pe care vreau să-i aplaudăm. Deci, echipa națională de rugby a României este una dintre echipele fanion ale noastre ca națiune. Au participat la campionatul mondial, se pregătesc pentru europene, e o mândrie națională și... Copii, ați fost minunați astăzi! Sper să vă avem alături de noi sâmbătă, ora 14:30, pe Stadionul Național de Rugby, Arcul de Triumf, da? Să fiți alături și voi de acest minunat sport! Parteneriat între Instituția Prefectului Municipiul București și Federația Română de Rugby și nu doar că semnăm un parteneriat, dar este și un proiect cu foarte mult sens. Ne unim eforturile pentru a lupta împotriva drogurilor, cum foarte bine a spus domnul președinte Petrache, we tackle the drugs, placăm drogurile împreună. Mulțumesc foarte mult pentru implicare lotului național de rugby, Federației Române de Rugby, și sunt absolut convins că împreună vom avea impactul dorit în rândurile tinerilor, pentru că e necesar să le amintim, să le reamintim, să fixăm foarte bine că sportul este cel mai bun refugiu. Atât timp cât un copil se apucă de sport, stă departe de anturajul rele, stă departe de toate provocările unei lumi, știu eu, din ce în ce mai nesigure. Deci împreună luptăm împotriva drogurilor și încă o dată vreau să mulțumesc lotului național de rugby, președintelui Federației Române de Rugby, pentru implicare. Domnule președinte, cum a fost antrenamentul de rugby de la liceu? Astăzi plăcăm drogurile, astăzi începem o inițiativă, da, pe care am avut-o împreună cu prefectura și mulțumesc pe această cale prefectului. Un tip foarte interesant când vorbim de pasta de rugby, da, s-a descurcat minunat astăzi împreună cu noi și copiii de la școala Coșbuc. Cred că este ceva normal, poate uneori inedit, pentru ceea ce înseamnă acest proiect. Este un proiect comun, un proiect frumos, Prefectură, Federația Română de Rugby, pentru că trebuie să ne implicăm în această luptă contra drogurilor, iar eu cred că mișcarea, sportul, valorile pe care le promovăm, cu siguranță vor aduce copii mai curați, mai bine informați și copii care să stea departe de această nebunie, da? Care înseamnă drogurile pentru România în general. Și eu cred că ceea ce înseamnă ca și exemplu, echipa națională, jucătorii echipei naționale, sper să aducă un beneficiu societății românești și mai ales copiilor și tinerilor români. Ce s-a părut acțiunea de astăzi? A fost o plăcere pentru noi să mergem în școala George Coșbuc și să fim modele pentru generațiile viitoare. Ce poți să ne spui despre această campanie în care Federația și echipa națională împreună cu prefectura au lansat campania Tackle Drugs?
Este o campanie foarte bună pentru generațiile viitoare, campania Take All Drugs, pentru că prin sport putem sta departe de anturaje proaste, de obiceiuri proaste și mai ales de droguri. Take All Drugs, spuneți nu drogurilor.